Neculai Onțanu, un primar bun pentru sectorul 2. Serios și devotat. Grazie. È sempre un piacere tornare. C'è qualcosa ormai di familiare. Ma come è già un'atmosfera di famiglia? Vă invităm să vă cânte câteva melodii frumoase niște copii. E se stanno intorno ai tavoli, mi aggiungo anch'io. Și dacă va fi ceva de care, la care să poată să se alăture, va cânta împreună cu ei. Astăzi avem oaspeți de seamă pe Albano. Este o mare personalitate în domeniul muzicii, un om care iubește România, un om care iubește pe români și românii îl iubesc pe Albano. Tocmai de aceea astăzi este aici la noi, în sectorul 2 al capitalei.
Buongiorno. Sono veramente felice di stare qui a Bucarest. Sunt foarte fericit să mă aflu aici la București. E vedere delle nuove realtà. Și să văd că lumea se schimbă, că sunt noi realități. Che si proiettano in una nuova Romania. Faptul că se proiectează o nouă Românie. La mia forza è cantare. Canterò tutto ciò che non riesco a dire per emozione in questo luogo. Și vă voi cânta, voi transmite prin forța mea de a cânta tot ceea ce n-am reușit să vă transmit acum în cuvinte din cauza că sunt emoționat. E intanto vi auguro energia, energia, energia e tanta voglia di fare e rendere sempre più interessante questa nazione chiamata Romania. Energia. Per ragioni storiche in qualche modo c'è del sangue romano unito al sangue rumeno. Energie și vă doresc să realizați tot ceea ce doriți să realizați pentru acest popor care prin istorie a fost înfrățit cu poporul antic de la Roma, care s-a născut la Roma. Spectacolul este în parcul Ion Creangă. E soprattutto un applauso all'uomo, grande uomo che sta creando insieme a voi questa grande realtà. Care creează toate aceste noi realități, care face posibile toate aceste noi realități. Îi mulțumesc! Grazie! Molto grazie! Îi mulțumim lui Albano pentru că este împreună cu noi astăzi și efectiv este o mare bucurie pentru toți să avem o personalitate atât de puternică și atât de mare a lumii contemporane prezentă astăzi aici în sectorul 2 al capitalei. Este un om pe care noi îl iubim foarte mult și îl apreciem foarte mult. Și de asemenea, Albano este și ambasador al Organizației Națiunilor Unite în lupta antidrog. Este un om care a făcut extraordinar de mult prin proiecte prin care tinerii mai ales să fie îndepărtați de această dependență față de droguri. Aș vrea să mulțumesc deopotrivă elevilor, dar și dascălilor noștri pentru toată această investiție pe care o fac an de an în copiii noștri. Iar lui Albano chiar îi place acest lucru. Pentru că am văzut, a fost împreună cu noi de dimineață la primărie și acolo copiii minunați l-au încântat și au bucurat sufletul. Și s-a bucurat cu sinceritate de frumusețea și glasul copiilor noștri minunați. Vreau să-i mulțumim foarte mult, să-l aplaudăm. Și vreau ca aici, în mijlocul dumneavoastră, să-i oferim o medalie care se numește Om între oameni și pe care o acordăm celor mai importante personalități. Albano este o mare personalitate a contemporaneității. Iar pe 20 mai este și ziua de naștere. Felicitări! Noi îți spunem de pe acum, Albano, spunem la mulți ani, poate suntem primii care spunem la mulți ani. Cumpio 3 volte 20 ani. Più un bonus di 9. Plus un bonus. Îi acordăm această distinția, această medale cu toată stima și aprecierea pe care i-o purtăm. Pentru unul dintre cele mai mari nume ale scenei muzicale internaționale și pentru a-i mulțumi pentru prietenia și dragostea pe care le-a dovedit față de municipiul sectorului 2 București, România. Eu, grazie. Ho costruito un piccolo villaggio nel sud Italia. Am construit o localitate micuță în sudul Italiei. E ci sono varie piazze. Acolo sunt foarte multe piețe. E mentre vi ascoltavo, mentre ho visto tutto questo, ho deciso che
una di quelle piazze sarà Piazza Romania. Și m-am hotărât în timp ce vă ascultam aici ca una dintre cele piețe să se numească Piața România. Ho bisogno di un coro. Are nevoie de un cor. Bene. Volare. Cantare. Nel blu dipinto di blu. Felice di stare qua giù a Bucarest. Un primar bun pentru sectorul 2. Serios și devotat.